în Sibiu și Suceava 21 de grade. Atenție deocamdată la știri, ne reauzim la fix. Ascultăm chiar acum de fapt.
Ești un artist curajos, adică te duci afară zonei tale de confort? Dacă sunt credibil în afara zonei mele de confort, cumva da, adică nu m-aș duce, am simțul peribilul foarte bine. Nu m-aș duce în afara zonei mele de confort. Dacă n-ar suna bine. Dacă nu ar fi ceva totuși din mine acolo, pe care probabil trebuie să descoper eu mai mult partea mea, partea din mine. N-aș face, de exemplu, nu știu, dintr-o dată să rămas pe mine mare trapper sau nu știu ce personaj din ăsta. Sunt genul de om care răspunde destul de des la mesajele fanilor, dar ca și, nu știu, comunicare pe social media, mai am mult de... Deci viața ta nu e social media, să spun. Nu este, deși stau mult pe social media, dar eu am momente în care, momente lungi de timp în care nu simt să postez nimic și dacă nu simt, nu postez, adică nu... Nu mai faci cum București ca anul trecut. Pentru că e la modă și trebuie să fie acolo, pentru că sunt oameni. Nu prea niciun marketing, așa. 30 de story-uri pe zi, da. Știți tot ce fac în orice moment. La un moment dat o să fie un moment în care o să tragem un pic liniște și zicem, hai să vedem.